Bucureștiul s-a transformat din micul Paris în capitala pestriță. A fost. Da, în cărți. Blocuri înalte au fost ridicate în cartierele de vile, construcții noi au răsărit lângă cele istorice, iar culorii alese așa, la întâmplare, îmbracă fața dezordonată a orașului. În consecință, 2 milioane de oameni trăiesc într-un haos arhitectural care nu doar că arată urât, dar și îmbolnăvește. Rămânem fără suficientă lumină în case, în timp ce zgomotul depășește nivelul admis. București noi. Case, vile, blocuri. Toate învălmășite pe aceeași stradă. Arhitectura zonei e opțională. Pe strada aceasta de 150 de metri sunt construite aproximativ 8 blocuri. Nu mai avem intimitate de nicio culoare. Dacă ar fi să vină pompierii, să fie un incendiu sau să fie un dezastru, o problemă, nici n-au pe unde să intre. De ani întregi locuitorii se plâng, blocurile însă răsar peste noapte. Sunt construcții impunătoare lipite chiar de gardurile caselor. Exact ca ciupercile după ploaie au apărut. E de groază, eu nu știu, dar nu pot să-mi dau seama cum se pot da atâtea autorizații și în timp atât de scurt. Mi-a căldura primăvara și toamna, nu mai am soare decât până la ora 2. Și nu e singura zonă cu probleme. În inima orașului, arhitectura urbană a fost interpretată de fiecare constructor în parte. Centrul capitalei și aici, vechiul, se îmbină cu noul. O discrepanță pe care unii români nu o văd cu ochi prea buni. Iar specialiștii spun că una dintre cauze ar fi lipsa unei legi coerente. De fapt, nu avem negociatorul interesului public. Nu există acea limită. Acea limită ar trebui să ți-o dea plan urbanistic general. Ăsta este sensul lui. București este cu plan urbanistic general în flop. Ceea ce a dus la un haos urban imposibil de reparat. În momentul în care o lege a lipsit, atunci fiecare a construit puțin liber, să spunem, ceea ce nu era normal și a creat o perturbare în zonă. Repararea acelei perturbări nu se mai poate face dărâmând ceea ce s-a făcut. Spuneți că e târziu să facem ceva în momentul de față, dar poate un plan de urbanism viitor s-ar putea modifica lucrurile. Singura soluție pentru cele 2 milioane de locuitori rămâne compromisul între erorile care au stricat deja imaginea capitalei și construcțiile viitoare.